Salutare lume, Neața, Robi aici. Astăzi este ziua cea mare. M-am gândit să vă pregătesc un challenge super tare. Un challenge în care voi avea nevoie și de voi pentru a face voi deciziile pentru mine. Regulile jocului sunt simple. Noi vă vom da două opțiuni, iar voi va trebui să votați ceea ce vreți ca noi să facem mai departe în cursul zilei acesteia. Am uitat să menționez, după ce pornim pool-ul, vom aștepta 5 sau 10 minute până când vom vedea care variantă are procentajul mai mare și ce o să facem noi de fapt. Bun, au ajuns și băieții și Larisa și voi ați fost gata, ați răspuns că sunteți gata să ne spuneți mai departe ce să facem, așa că să-i dăm bătaie. Și ne-am gândit să călătorim, așa că vrem să vă lăsăm pe voi să ne alegeți destinația. O să vă las în story-ul următor două locații, așa că trimiteți-ne unde doriți. Salutare lume, Robi aici. După cum ați văzut și voi, challenge-ul a început pe Instagram. Deja voi ne-ați trimis în prima locație, în Snowdonia, și noi deja suntem pe drum. Purcedem. Mai avem undeva la 2 ore până ajungem acolo, așa că fiți pe fază pentru a ne decide următorul pas. Băi, avem o mică problemă, adică nu e problemă, noi am plecat la drum, doar că abia acum ne-am uitat pe meteo pentru Snowdonia, ne arată minus 4 grade și vizibilitate redusă la mai mult de 150 de metri. Ia zi, Alex, ce facem fără umbrele? Am făcut o mică pauză pentru că mi-e răut. Din păcate nu avem nici semnal și nu putem posta, dar facem tot posibilul. Revenim. Am ajuns în Snowdonia, a și nins mai devreme, dar nu am putut să vă arăt pentru că nu avem semnal, stau foarte prost băieții ăștia cu semnalul, încerc să vă arăt pe aici cum e, e super, mi-e puțin răut de mașină, nu știu dacă v-am mai spus asta înainte, dar am ajuns în momentul în care va trebui să decideți următoarea etapă. Iar după ce decideți în ce direcție vreți să o luăm, avem pentru voi încă o chestie. Întrebarea este dacă să facem o poză cu un localnic sau pe cineva pe care îl găsim pe stradă, sau să oprim pe cineva cu o mașină, să-l dăm jos și să facem o... Tocmai ce am deschis încă un challenge, votați acum la care dintre cele două lacuri doriți să mergem. Bă! Bă!
am ajuns, doar că este extrem, extrem de frig, dar extrem, extrem de frumos. Așa că vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim de fapt toți. Vă mulțumim pentru că ne ajutați să ducem până la capăt acest challenge și că ne duceți prin toate aceste locuri. E foame. E tare foame. Singuratic. Din păcate este și o parte nașpa, plouă și este extrem de frig. Eu aș fi vrut să ridic și drona deasupra barajului. Este de fapt un baraj, pentru că acolo, dacă vă uitați pe undeva, se face rafting. E super tare, aș fi vrut să încerc, dar e foarte frig. Nu m-aș băga în apă acum și așa, sunt aproape. Da, natura de data asta. E foarte frig și aș fi vrut să filmez și nu pot. Din păcate, sper totuși să reușesc să strâng destul material, dar va fi bine, nu? Până la urmă, normal. Abia tu, hai, aici. Bă, nu te pleci! Ce fain e pe aici! Bă, ce faci mă acolo? Ești primul lucru care l-a făcut! Ai verificat ușa, a? Și acum către... Băi, fraților, noi ne-am cam moleșit. E super frig, e ploaie multă și stăm foarte prost cu netul. Nu putem ține legătura cu voi. Nu poate fi ceva rapid, live și... Nu prea funcționează așa. Cum dăm de net, o să vă ținem la curent. Așa că stați pe fapt.
see the world and just show them what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Adică următoarea întrebare este vomită sau nu vomită în mașină? Adică de fapt nu vomită sau își bagă degetele pe gât ca să vomită? Băi, mi-e tare răuț, mi-e răuț de mers cu mașina și nu mai pot. Nu mai pot, ce mi-ați făcut? Ce mi-ați făcut? Acum am ajuns la burger, că îmi ziceți în ce vreți să-mi iau. Haideți cu mine înapoi să îl culeg pe Alex de la mașină. S-a dus acolo, dar nu știu de ce. Eu abia așteptam să fug de la mașină și el se duce la mașină. Bă, te cheamă cineva la unul. Ăștia. Hai mă, vină la untru. Bă, vină la... Da, mă, îl dă. Ce a făcut crețul rost de număr? A făcut? Bine, mă, ce facem aici? Bă, nu merge. Bate lumina, bate lumina în ecran. Să nu meargă lumina. Uite, merge la mine. Merge la mine. Am apărut la televizor.